seara și bun găsit la subiectul zilei. Am ales astăzi să facem o emisiune mai interesantă. Prezentăm un artist. Am și intitulat-o Portret de artist. Este vorba de artistul plastic Octavian Florescu. Bună seara! Bună seara! Însoțit de Mihai Oprișa, care vine de la Asociația Aradul Prosperă. Bună seara! Bună seara! În deschidere aș dori să fac domnul Mihai Oprișa câteva precizări la colaborarea dintre Asociația Aradul Prosperă și artistul Octavian Florescu și mai apoi să începem să construim un portret de artist, un artist revenit la Arad, dar mai întâi câteva aspecte generale ale colaborării. În primul rând, colaborarea aceasta a pornit printr-un membru al asociației cu care Octavian Florescu se cunosc de mai mulți ani și vom colabora pe partea de a aduce idei interesante și a încerca să le implementăm în Arad, adaptare globală la nivel local. Am înțeles câteva lucruri importante care sunt de ultimă oră, pentru că asociația se ocupă tocmai cu aceste probleme cotidiene care, iată, ne înconjoară. Cam care sunt domeniile de activitate, dacă este să o luăm așa, pentru asociația Aradul Prosperă? Domeniile de activitate, partea de artă este un domeniu nou în care concepem proiecte. Casele de copii sunt un proiect mai vechi în care avem subproiecte. A face colecte de daruri, de Paști, de Crăciun în mod intens și așa într-un mod relaxat în restul perioadei. Un calculator pentru fiecare copil din casa de copii este un proiect care tocmai a început. Evenimente caritabile, voluntariat la casele de copii. Pe urmă, alte două proiecte sunt un târg de locuri de muncă pe care lucrăm din octombrie 2012, unde am scris un manual de proceduri, am discutat cu firme care au peste 20.000 de angajați împreună și care este bine pregătit, va avea loc prima ediție în aprilie 2014, iar pe data de 30 octombrie vom avea prima mare întâlnire cu reprezentanții ai departamentelor de resurse umane din aceste companii, pentru a dezbate această problemă, pentru a discuta despre grupul țintă și dacă totuși a vedea care sunt necesitățile. Dacă totuși construim acest portret de artist, trebuie să rămânem la topicul emisiunii și să mai pun o ultimă întrebare pentru Mihai Oprișa despre felul în care v-ați întâlnit cu artistul plastic Octavian Florescu și lucrurile pe care vi le-ați propus împreună pentru Arad. Ne-am întâlnit cu printr-un membru nou al asociației care este voluntar în asociație de mai multă vreme, Tibi Cristea, și ne-am propus să dezvoltăm proiecte pe partea culturală a Aradului, să aducem artiști din străinătate în Arad, să facem probabil un tur al Europei prin ambasade cu picturi de domnului Octavian Florescu. Și acum, când avem baza de discuție asigurată, domnule Octavian Florescu, aș dori să vă prezentați publicului arădean. Vă cunoaștem prea puțin, eu cel puțin spun lucrul acesta, încă nu v-am cunoscut, n-am reușit să vă cunosc operele. Să începem undeva la început, cum ar veni, să începem cu primii pași în această frumoasă poveste care, iată, vine aici la subiectul zilei și este explicată arădenilor. Așadar, primii pași în pictură, mai apoi în sculptură. Cum a început totul? Bun, înainte de a începe cu această parte de prezentare, cred că totuși ar trebui să punctez un pic acest început de discuție cu Mihai. Ideea de colaborare. Deci să stăm puțin în prezent. Deocamdată, ideea am de colaborare. Am vrut să ajungem undeva în prezent, dar nu-i nimic. Putem începe și așa. Deci o idee de colaborare socioculturală. Și aș începe punctul de discuție principal al acestei idei. Mi-aduc aminte de când am fost copil. Se spunea una într-una:
Cultura este motorul societății. În momentul când partea culturală dispare, atunci acest motor al societății se blochează și ajungem la un impas, care, din păcate, de multe ori îl vedem în jurul nostru. Dar orice fel de activitate din cadrul NGO-urilor, și de data asta mă refer specific la Mihai, pleacă de la punctul de cultură. Orice integrare, orice viitor, mai ales în rândul tineretului, trebuie să aibă ca și punct de plecare cultura. Asta nu înseamnă artă vizuală sau muzică, sau este în general sfera de cultură. De aici, dacă plecăm, totul se poate face. La întrebarea dumneavoastră, am plecat din România în urmă cu 30 și ceva de ani. Mi-am început cariera în cadrul picturii bisericești în România, lucru ce m-a ajutat extraordinar de mult în viață. Pictura bisericească este poate cel mai complex domeniu pe care un artist poate să-l atingă. Începând de la ulei, tempera, fresco, pictura în fresco, cea mai complexă tehnică de pictură. Deci mi-au creat baza de plecare în artă, în ceea ce sunt în momentul de față. Și aș putea spune, deci, fiecare artist este influențat în cariera lui de anumiți factori, de un alt artist, de un anumit curent și așa mai departe. Eu cred că la mine singura influență pe care o am este această pictură bisericească, pictura bizantină, pe care am produs-o timp de mai bine de 5 ani în cadrul bisericilor din România. Cum a fost primită această artă acum 30 de ani, când ați plecat din țară? Cum ați reușit să o dezvoltați? Pentru că ați pus foarte multe plusuri afară. Ați plecat în Canada, dacă mă duc bine aminte. Cum ați reușit să vă dezvoltați în Canada? Care a fost, primul pas al românului plecat din țară? Bun. Deci din România am plecat în Ungaria pentru o perioadă de aproximativ 2 ani. A fost o perioadă extraordinar, extraordinar de frumoasă. Niciodată nu am auzit probleme de naționalism. Deci în anii 89, 90, 91 am fost primit, am spus de multe ori, dacă eram tratat aici, în România, cum am fost tratat în Ungaria, niciodată n-aș fi plecat. Sunt născut în Craiova, oltean. Deci, pur și simplu, a fost așa o deschidere a viitorului meu artistic nemaipomenită. Din Ungaria am plecat în Canada, pe partea de est a Canadei, în Quebec. După 7 ani am coborât la sud, în Statele Unite, pentru încă 6 ani, 7 ani. Din Statele Unite ne-am reîntors în Canada, dar pe partea de vest a Canadei, în Calgary. Deci nu am fost un pictor static, static în sensul de a rămâne într-un oraș, într-un loc. Am colindat una într-una și, ca drept dovadă, am avut expoziții practic în toată lumea. Statele Unite, Canada, Europa, aproape peste tot în Europa. Înainte să vorbim de locurile în care ați expus, cum se însumează aceste experiențe și cum vin ele să complementeze arta pe care o vedem, iată, în cele două cataloage, unul de pictură și unul de sculptură, pe care voi încerca să le arăt la cameră, deși este destul de dificil, dar iată, avem aici două frumoase cataloage care aduc în fața cititorului, să zicem așa, acum a telespectatorului, operele de arta lui Octavian Florescu. Cum ați reușit prin acele peripluri, pentru că un artist totuși are nevoie de oarecare stabilitate, să adunați aceste lucrări? Două cataloge considerabil de groase. Da, catalogele într-adevăr sunt aici, arta este aici în aceste cataloge, însă lucrările sunt împrăștiate cam prin toată lumea. În momentul de față am lucrări în California, în lucrări în Canada, în Suedia, în Portugalia, în Franța și în Austria.
Deci, astea sunt locurile unde, în momentul de față, sunt expus. Deci, tot drumul ăsta, nu știu, nu văd necesitatea, tocmai, că la un artist aceste pelegrinaje turistice, la un moment dat, să le spunem așa, îți îmbogățesc sfera de influență. Iată, vedem și imagini din acest catalog sau, mă rog, din expoziții de pictură. Da. Au inserat cei de la regie. Vedem suprarealism. Așa, am intrat direct în temă. Mulți consideră suprarealismul ca fiind ceva abstract. Dar dumneavoastră ați contrazis și aveți și argumente. Care sunt aceste argumente? Deci, într-adevăr, surrealismul este cu totul și cu totul diferit de noțiunea de abstract. Noțiunea de abstract, pentru arădeni, putem să o vedem expusă în fața Consiliului Județean, în galeriile Delta, în vața la galeriile Delta. Este abstractul, care fiecare om poate să-l interpreteze după propriul bagaj de informații, cunoștințe. Comparat cu surrealismul, diferența este enormă. Surrealismul are totdeauna o bază filozofică. În spatele oricărei fotografii surrealiste există o noțiune filozofică, există un mesaj filozofic pe care omul, funcție de experiența și cunoștințele pe care le are, poate să prindă acest mesaj sau poate să rămână numai la nivelul de vizual, numai la nivelul de fotografie. Tocmai prin asta constă frumusețea surrealismului și poate unicitatea și singura posibilitate de dezvoltare la nivel de artă vizuală. Aduce ceva nou. Din punct de vedere tehnic, s-a trecut prin absolut toate tehnicile posibile. Nu mai poți să aduci ceva nou la nivel de tehnică. Poate doar la nivel de laser, la nivel de super proiectări. Dar și aceste super proiectări, în final, trebuie să ne prezinte o idee, să ne dea un drum către o idee și, dacă se poate, această idee să fie o idee filozofică, să ne aducă ceva nou, să ne ridice. Dacă nu întrunim aceste condiții, atunci sensul artei rămâne la nivel vizual, toată lumea are o cameră de fotografiat sau cel puțin un celular, poate să ia oricând o fotografie, o pădure frumoasă, o floare frumoasă și așa mai departe, poate să le mărească, le pune pe perete și gata. Deci rămânem la ideea de a aduce ceva nou. Și acest ceva nou este, din punct de vedere filozofic, ridicarea noastră, din punct de vedere al filozofiei, din punct de vedere al conștiinței, va trece totdeauna prin filozofie. Apropo de locațiile în care ați expus, este vorba de misiuni diplomatice, de cele mai multe ori, sau de ambasade, dar există și foarte multe galerii. Care a fost reacția publicului la aceste expoziții? Dar în răspuns aș dori să ne enumerați și câteva locuri importante unde ați expus și poate unde v-a plăcut cel mai mult. Deci, cele mai multe locuri unde am expus au fost expoziții și galerii private. În cadrul misiunilor diplomatice românești am avut o experiență deosebit de plăcută. Am fost primit într-un mod cu totul și cu totul neașteptat. Am avut expoziții la Ambasada Română din Ungaria, Ambasada Română din Statele Unite din Washington DC, Ambasada Română din Norvegia, Ambasada Română din Danemarca și în momentul de față am tablouri expuse la misiunea diplomatică a României din Viena. Deci este o expoziție un pic, să spunem așa, permanentă, dar care se mută una într-una. În decembrie, acum cu ocazia Zilei Naționale a României, va fi această expoziție dusă la Ambasada Română, unde va avea loc festivitatea.
Deci este o expoziție în cadrul misiunii diplomatice în momentul de față cu o mare ramificare. Altfel, de curând am venit, deci înainte de a veni în România, am fost într-o expoziție internațională la Cannes, 80 de artiști din diverse părți ale lumii, o expoziție deosebit de frumoasă, la talie internațională. De la această expoziție, toate lucrările de artă mi-au fost luate de o galerie în St. Paul, deci pe coasta de Azur, deasupra Nisului, la 10 km, pentru cei care cunosc puțin domeniul artei. După Paris, este al doilea loc frecventat la nivel de artă în Franța. Deci, în St. Paul voi fi reprezentat de această galerie. De asemenea, un alt orășel micuț, cu totul și cu totul turistic, la 10-15 km, Mugen. Tablourile care le am în Suedia, am în jur de 40 de tablouri în Suedia, vor fi duse în Spania, la o nouă galerie. Deci, la această galerie va fi un vernisaj la începutul lui decembrie. Și la mijlocul lui decembrie voi participa la Louvre în cadrul unei expoziții foarte mari. Deci, poate că ăsta este vârful piramidei. Louvre, să expui la Louvre este puțin mai greu, este puțin mai dificil să fii selectat. Asta în momentul de față, deci pe anul acesta, anul viitor, deja va fi o expoziție de talie internațională la Monaco, cu prințul Albert. El va patrona această expoziție, unde am fost iarăși invitat. Nu știu. Asta doar la capitolul pictură, pentru că avem două cataloge pe masă și vorbim și despre sculptură în această seară. Mai precis despre bronzuri pe care eu le-am văzut și care mi-au atras atenția în mod evident. Care e treaba cu sculptura? Până la urmă, cum ajunge pictorul să fie și sculptor? Da, deci e foarte ușor. Totdeauna pictorul urmărește spațiul în pictor. Deci alergăm mereu să creăm un spațiu. Sculptura îți oferă din start acest spațiu tridimensional. Deci trecerea de la pictură la sculptură îmi mențin același stil, aceeași idee ca și în pictură. Deci nu este nicio diferență. Este o altă formă de prezentare vizuală. După cum ați văzut și în sculptură, merg pe aceeași idee, ideile surrealiste. Este un pic mai dificil la nivel de sculptură să introduce aceste idei surrealiste, filozofice, dar eu zic așa că am început să găsesc soluția. Ideea de bază sunt instrumentele în mișcare, ceea ce este specific în toate lucrările mele. Totodată înghețate în sculptură. Deci este un paradox. Aici este problema. Deci, într-adevăr, sunt înghețate dacă le privim ca și un obiect static. Însă, datorită faptului că am dat această mișcare unui obiect static, obiectul static devine, prinde viață prin mișcare, prin torsiune și mișcare, automat considerăm că are viață. Cartea care conține acele instrumente este o ieșire și o intrare a instrumentului, deci un perpetuum mobile. Iarăși, cele două gâturi de vioară care se încrucișează și formează carul de foc, carul de foc ilustrat în pictura bizantină prin cele două cercuri care sunt îmbinate. Sunt elemente pe care putem să le vehiculăm, să le utilizăm în cadrul unei picturi sau în cadrul unei sculpturi, tocmai pentru a ilustra ideea de multidimensionalitate, ideea de existență spirituală la un moment dat, fără a introduce noțiunea de mistic, noțiunea de religios. Prefer să spun, să înțeleg
partea spirituală mai mult prin multidimensionalitate. În picturile mele am Hypercube-ul. Hypercube-ul care este poate una dintre cele mai mari descoperiri ale lumii. Undeva prin 1920, demonstrat fizic, matematic, un cub din realitatea noastră, extins la cea de-a patra și a cincea dimensiune, cubul se extinde cu un alt cub pe fiecare latură și ne dă o formă ca o cruce văzută din orice parte. Deci este cea mai simplă formă de expresie a unui obiect din realitatea noastră extins la o dimensiune superioară de existență, cea de-a patra și a cincea dimensiune. Încă o dată, totul se derulează. Ideea de surrealism este între realitate și vis, unde totul este posibil. În cadrul visului putem să avem viziuni, să le spunem așa, imposibile în realitatea materială. Într-o realitate multidimensională, totul este posibil, totul este energetic, totul este în mișcare. Să vedem câte din aceste lucruri sunt posibile în realitate și în realitatea arădeană. Pentru că în această asociație Aradul Prosperă vă propuneți lucruri și pentru Arad. Care va fi colaborarea pe viitor în acest plan? O să vă întreb în primul rând pe dumneavoastră, mai apoi îl rog pe Mihai să se pregătească și el cu un răspuns. Așadar. Colaborarea. Eu prezint ideile. Dacă Aradul este deschis la aceste idei, la noțiunea de artă, în sensul artei, eu voi participa cu cea mai mare plăcere. Nu știu care sunt șansele de a aduce astfel de lucrări în cadrul Aradului. Ce am văzut până acum în Arad, totul este la nivel de abstract. Un abstract mai ciudat, pe care eu nu pot să-l înțeleg. Deci, nu sunt artist, probabil că nu sunt artist, nu pot să înțeleg. Și rămân aici. Mihai Oprișa, care este viitorul în realitatea arădeană? Cam ce vă propuneți împreună cu artistul plastic Octavian Florescu pentru Arad? După cum artistul plastic Octavian Florescu a spus, luăm cât mai multe idei, să le prezentăm oamenilor care au capacitatea să facă turism, adică hotelurilor, restaurantelor, barurilor, să-i captăm un pic, să pregătim ușor orașul, să prezint mai departe ideile către administrația publică, către alte instituții de cultură. Ulterior, am primit să-i transmit domnului Octavian Florescu de la excelența sa ambasadorul României în Republica Slovenia o invitație pentru a avea o expoziție la acea ambasadă. De asemenea, s-ar putea să se facă mai mult un tur de expoziții în mai multe ambasade cu obiectivul de a face acolo conexiuni ca ulterior să invităm pe ei corpul diplomatic aici să se facă o colaborare. Așa, acesta ar fi un pas de a aduce turism cu bani, cu anumită cultură în Arad, dar de asemenea administrația publică trebuie să dorească chestiunea aceasta, mediul privat trebuie să dorească chestiunea aceasta, societatea civilă, ONG-urile, trebuie să dorească acest lucru. Există modele de succes în Europa sau în lume acum cu perindările și cu toate drumurile făcute și locurile cunoscute? Trebuie să cunoașteți situații în care turismul a adus beneficii. Da, este un oraș ca, eu știu, de dimensiunea Aradului care să beneficieze din plin de turism după, nu știu, lansarea unor anumite idei? Da, da, desigur. Deci sunt multe exemple, multe orașe în lume care din orașe, să spunem așa, moarte, orașe cu un șomaj extraordinar de ridicat, cu o infrastructură prăbușită,
peste noapte, să zicem, peste noapte însemnând 2, 3, 4 ani maxim, au devenit capitale de cultură. Santa Fe, în New Mexico, în Statele Unite, un oraș care nu are nimic, are niște căsuțe în stil mexican și au păstrat acele căsuțe, dar fiecare din această căsuță a devenit o galerie de artă. Orașul de 50.000 de locuitori, deci nu la dimensiunea Aradului, mult, mult mai mic, are peste 250 de galerii, 350 de restaurante. Tot orașul trăiește numai pe bază de turism. Un alt oraș, Malmo, în Suedia, până în 1986, acest oraș, toată lumea locolea datorită șomajului, datorită infrastructurii și așa mai departe. Primarul care a venit a preluat, a transformat tot orașul la un nivel de cultură. Cei care merg în Copenhaga sunt îndrumați să treacă în Suedia, să treacă podul care tot datorită acestui primar a fost construit, trec în Suedia, în acest Malmo și toată activitatea culturală din Copenhaga, într-un fel, o preia Malmo. Deci, practic, există exemple și există șanse ca și Aradul să se înscrie în lista orașelor de succes și care trag foloase mari din turism. Dacă, într-adevăr, ar fi promovată arta, dar, încă o dată, mă refer la artă, 2-3 ani cu ceea ce Aradul are din punct de vedere arhitectonic, numai cu un pic de efort, Aradul poate să devină capitala culturii europene, fără să fie capitală, declarat capitală, numai prin turism. La un moment dat nici nu ai nevoie să cineva să te declare, să-ți dea hârtiuța că tu ești capitala culturii europene. Dacă orașul tău merge atât de bine, nu te mai interesează. Dar totul se bazează pe cultură. Domnilor, cultura înainte. Atunci, atât ne-a permis emisiunea de astăzi, subiectul zilei. Sper să ne mai reîntâlnim aici și cu alte teme interesante și propuneri interesante care să vină din lumea artei și să meargă undeva spre turism, spre servicii, spre agenții economici interesați, să facem un fel de întâlniri, poate un creuzet din ăsta de idei, un think tank, cum se spun poate, americanii. Putem face foarte multe lucruri împreună, dar, din păcate, emisiunea Subiectul Zilei ține doar jumătate de oră, atât am putut discuta pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune. Mi-a făcut plăcere. Mulțumesc. Ne luăm rămas bun. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Și, dragi telespectatori, nu uitați să rămâneți alături de InfoTV pentru alte programe interesante. Numai bine!